S-a deschis Carolina Mall, un nou mall în Alba Iulia, de fapt cel mai mare mall din Alba Iulia, că celălalt e așa un fel de poveste. Și s-a deschis și un DM. A fost 15% la absolut tot în mall, plus câteva cadouri. Bineînțeles că tantica nici măcar nu mi-a spus, doar mi le-am desat în plasă. Și haideți să vă arăt ce am achiziționat. I-am dat la fiica mea un șampon Shauma Kids cu șampon și balsam cu zmeură. De ce? Pentru că îi place enorm de mult cum miroase părul a zmeură toată săptămâna. Și atunci are o preferință pentru șamponul ăsta. Oh. Bravo! Bun. Așa. Bun. Ce mi-am mai luat eu? Vopseaua mea de păr preferată. Pentru că mi acoperă firele de păr albe. Este Schwarzkopf Urban Life. Live Metallics Silver U71. Este o vopsea mai scumpă, dar îmi place tare mult cum reacționează pe păr și mi se pare că e cât de cât. Asta e o broșură pe care mi-au pus-o ei din magazin, dacă nu o luam eu. Și fondul meu de ten preferat. De ce e fondul meu de ten preferat? Are full coverage, are un efect de luminozitate. Deși nuanța pe care o foloseam eu, 400L, nu l-am mai găsit și se găsește foarte greu către deloc. Așa că mi l-am luat ăsta, nuanța Sand. Sper să se potrivească. E un fond de ten luminos, nu e foarte rezistent, să zicem, la transfer, dar se păstrează foarte bine. Trebuia să îmi iau și un ruj, dar na, am uitat. Și am zis să testez ăsta de la Catrice. Zice că este water and sweet proof și are și niacinamidă, ceea ce e un lucru bun pentru ten. Doar că totuși am impresia că va cam tencui un pic tenul. Va acoperi foarte tare, iar eu chiar nu am un ten cu probleme, așa că nu știu ce să zic. O să-l testăm împreună. Și am primit cadou, asta o să o încerc acum, o cafea bio, cafea arabica, 100% arabica. Așa, a fost cadou și un gel de duș de la Balea. Este cu efect de cooling. Da. Vreau să scap, cred că, de stocul respectiv, îți răutăcioasă, dar oricum e cald afară, așa că o să îl mai folosim. Chiar astăzi o să mergem la băile sărate de la Ognamure și o să îl ducem cu noi. Cât am plătit? Shauma șampon raspberry 400 de mililitri, 14,25 lei. Rimmel long lasting de la long lasting, doamne, fondul de ten de la Rimmel 39,95, vopseaua de păr 31,50 și fondul de ten de la Catrice 39 de lei. 124, am avut 18,71 discountul de 15%, deci am plătit 105 lei. Da, eu zic că a fost mai mult decât ok pentru ceea ce am achiziționat. Și mi-aș mai fi dorit, ați văzut voi într-un clip de al meu, dar uite că am uitat, măi, uite că am uitat un ruj, o secundă că vi-l arăt, pe cel pe care l-am și care s-a terminat. Deci, ca să vă exemplific, ăsta e foarte fain, foarte fain. Mie mi s-a terminat, deși nu pare, dar s-a terminat. Restul s-a uscat pe interior și e extrem, extrem de fain. Și mai ales se păstrează foarte bine pe buze. Este pe la vreo 14-15 lei.
pentru că e de la Miss Sporty. Bun, ăsta ar fi trebuit să mi-l mai iau. Depinde în ce nuanțe ar mai fi fost, dar am uitat. Mi-am adus aminte după ce am am ieșit din magazin. Da, da, asta este. Bun, asta este tot pentru astăzi. V-am pupat!